Suntem în partea a doua emisiunii cu cărțile pe față. Vorbim despre problemele orașului Baia Spree, despre proiectele în derulare pentru ca oamenii din zonă să fie informați. Domnule primar, aveți mai multe proiecte în derulare pentru orașul Baia Spree și le-am prezentat și la grupajele noastre informative. Ați început un proiect cu o hală, o piață de lactate. De ce a fost nevoie de o nouă investiție acolo și cum se va concretiza? Da, noi nu aveam un spațiu dedicat vânzării de lactate, care presupune anumite condiții pentru a putea fi autorizată, și atunci am reușit să obținem o finanțare în acest sens prin Almara Natur, o finanțare care acoperă o parte din investiția într-o hală de lactate care va fi dotată modern. Parte din investiție va fi suportată de către bugetul local, însă pentru noi va rezolva această problemă a autorizării pieței agroalimentare din Baia Spree, o piață veche, o piață de tradiție, o piață în care ne bucurăm să mai găsim producători locali din zonă și chiar vorbeam cu olarul nostru, cu Leș Dan, despre un proiect și despre o inițiativă a dânsului care ne va surprinde pe toți. El încearcă să adune acești producători din jurul orașului Baia Spree într-o mică asociație, astfel încât ei să fie protejați, să-și vândă cât mai bine produsele, poate prin pensiunea olarului sau prin alte pensiuni. Deci dorim să facem un turism foarte apropiat de local, comunitate, da? Local, astfel încât bucureșteanul, când vine și se cazează în Baia Spree, la olar sau oriunde s-ar caza, să poată să aibă acces la produse veritabile, tradiționale, la produse... Aveți oportunități de dezvoltare și chiar și exploatații agricole. Cam câte sunt? Cât ți-ar putea intra într-o asociație? Baia Spree nu are așa de multă zonă agricolă cât are potențialul acesta turistic în partea veche a orașului, dar a fost totdeauna o tradiție ca satele din jur, producătorii din satele din jur, să vină să-și vândă produsele în orașul Baia Spree. De aici și zona fisculașului, probabil că știți ce reprezintă și ce înseamnă acest termen, adică locuitorii din satele, din comunele, din jurul orașului Baia Spree, respectiv a orașului Baia Mare, a municipiului Baia Mare, aveau facilități fiscale, adică nu își plăteau dările în bani, ci puteau să dea produse care erau folosite pentru cantinele minerești, pentru partea, să zicem așa, industrială, pentru oamenii care nu aveau timp să-și producă aceste produse. Ori tradiția aceasta continuă și în piața noastră agroalimentară încă se vând produse, ca cum se întâmplă și în Baia Mare, produse din satele din jur, și atunci noi trebuie să avem o politică prin care să încurajăm acești producători, chiar dacă nu sunt din Baia Spree, dar facem parte din același GAL, GAL Marea Natur, facem parte din aceeași asociație, și atunci noi ne bucurăm că acești producători vin în Baia Spree și își vând produsele lor bio și ecologice. Vreau să ne spuneți, această hală va fi dotată cu frigidere? Deci un spațiu, da, nu va fi o hală mare, va fi un spațiu corespunzător pentru vânzarea de lactate, care va avea și în exterior nu un aspect de hală, ci se va fi integrată în partea veche a orașului, astfel încât să nu se dea seama că nu va fi o hală clasică, ci va fi integrată în partea veche a orașului, unde avem un plan urbanistic de protecție a acestei zone istorice. Pentru că amintiți de partea istorică a orașului, ați avut și aici un proiect. V-ați mai ocupat de el sau a rămas pur și simplu la stadiul de proiect? Legat de dezvoltarea zonei istorice. Nu, deci avem un proiect care este în fază de aprobare finală. Am făcut un plan urbanistic a zonei istorice în care sunt anumite reguli care vor fi scrise. Ne-am bucurat că arhitecții care s-au ocupat de acest plan urbanistic ne-au lăudat și au spus că în partea veche a orașului Baia Spree nu au fost intervenții majore care să strice din punct de vedere urbanistic partea veche, și că avem un fond foarte bun pe care îl putem exploata. Însă sunt multe clădiri vechi cu probleme care necesită o intervenție imediată, altfel s-ar putea prăbuși. Avem vechiul oficiu al minelor într-o stare avansată de
degradare, clădirea verde din centrul orașului, unde am făcut demersurile necesare pentru ca proprietarii, urmașii proprietarilor, de fapt, pentru că proprietarul a decedat. Și urmașii unde sunt în România? Urmașii sunt plecați, e foarte greu să dăm de ei. Clădirea este monument categorie B, deci intervențiile nu se fac chiar așa de ușor, presupun foarte multe avize. Ultimul contact cu proprietarii, cu actualii, când l-ați avut? L-am avut, noi le-am făcut hârtii și săptămâna trecută. Problema și niciun răspuns? Problema este că, din punct de vedere juridic, e foarte greu, pentru că clădirea este proprietatea unei societăți comerciale, al cărei acționar a decedat. Deci vorbim de urmașii unui acționar și atunci probabil trebuie clarificate întâi problemele acestea exact, juridice. Exact. Și, și dacă nu veți reuși să luați legătura cu dânsii, ce se va întâmpla? Dacă va fi și în pericol N-am sesizat și organele de ordine și de specialitate, adică s-a deschis în cazul clădirilor categorie monument, s-a deschis și dosar penal în acest sens și va fi o urmărire penală a proprietarilor. Sperăm ca ei să intervină cât mai curând pentru a proteja această clădire foarte veche care presupune intervenție. A avut mare exemplu cu ceea ce s-a întâmplat pe strada Vasile Lucaciu. Da, sunt mai multe exemple, dar din păcate nu putem interveni așa ușor, adică noi nu suntem proprietari în clădirea respectivă, nu avem fonduri pentru a interveni, proprietarii sunt ori plecați, ori nu sunt interesați, ori în cazul nostru decedat și atunci ajungem într-o situație în care... Situația e similară și în cazul altor clădiri? Această clădire este cea mai în stare de degradare cea mai avansată. Clădirea fostelor finanțe publice unde funcționa trezoreria, am făcut demersurile și am avut o înțelegere din partea conducerii ANAF Maramureș pentru a fi preluată înapoi de către Primăria Baia Esprie. Primăria Baia Esprie a cedat această clădire în anii 90 către Ministerul Finanțelor și acum am solicitat această clădire înapoi și sperăm că vom obține această hotărâre de guvern. Clădirea Zarda, o clădire iarăși foarte importantă, care a început să se deterioreze, este proprietatea Bisericii Romano-Catolice și care nu are fonduri să reabiliteze această clădire. Și atunci nu puteți prelua, domnule primar? Nu, dacă biserica nu se poate ocupa de ea, nu are fondurile necesare? Eu nu cred... Sau de ce depindeți? Păi, nu dorim să preluăm toate clădirile înapoi în patrimoniul primăriei și nu cred că actualul proprietar... Le dați o altă utilitate? Să le dăm o utilitate eventual, dar există un proprietar care poate dorește să vândă sau să concesioneze această clădire. Noi căutăm un investitor în această clădire, în clădirea Zarda. Facem și noi și promovăm acest lucru. Chiar am eu, când mă întâlnesc cu oricine, cu orice posibil investitor în turism, recomand această clădire pentru un potențial hotel sau pentru alte potențiale afaceri private. Astfel și punem în legătură cu actualul proprietar, pentru că acesta este scopul de a le da, nu numai de a le reabilita și de a le conserva, ci de a le și da o utilitate și de a face activități în aceste clădiri vechi. Clădirea primăriei, care aparține de primărie în acest moment, Casa de Cultură, am bugetat-o și va fi reabilitată fațada anul acesta din fondurile noastre, lucru care ne bucură și sperăm că va da un nou... Despre ce valori vorbim? În cazul Casei de Cultură? Total, cu toți proprietarii, undeva la 100.000 de euro. Pentru că este clădire categorie monument și vorbim de restaurări aici. De asemenea, ne bucură faptul că unii proprietari privați încep să-și reabiliteze fațadele așa cum trebuie să le reabiliteze. Avem un exemplu în centru vechi și sperăm să continuăm acest exemplu, astfel încât în 2-3 ani să vedem partea veche a orașului, din punct de vedere urbanistic, reabilitată și cu nou suflu. Aveți un centru social de zi pentru copii? În ce stadiu se află? L-am finalizat acest centru, acum ne-au sosit și dotările, mobilier și celelalte echipamente, le montăm. Începând cu 1 septembrie dorim să inaugurăm acest centru și cu începutul școlii, cu 15 septembrie, să fie funcțional. Câți copii vor fi acolo? Nu știm încă, se vor face anumite grupe de copii pe anumite probleme Se vor face diverse. Anchete sociale? Sunt anchetele făcute, dar grupele acestea vor fi constituite. Dar capacitatea?
Capacitatea nu este mare, este un centru social de zi, deci nu va fi unde cu cazare. Unde ce se va întâmpla? Copiii vor fi diverse activități, de exemplu, dau un exemplu. Vor avea asigurată și masă caldă? Nu, nu vom face cu masă, dar sunt copiii care, să zic, părinții lucrează în Baia Mare până la ora 4 sau 5, ies de la școală la ora 2, vor putea face activități acolo între ora 2 și 4. E un exemplu. Mai sunt categorii de copii cu probleme care, cu ajutorul unor ONG-uri, sperăm să facă activități dimineața. Vezi, de exemplu, copii cu autism, am luat legătura cu asociațiile de profil unde se lucrează individual cu fiecare copil, avem spațiu dedicat pentru acest lucru, avem o mică curte acolo și atunci pot să spun, deci în acest moment vor fi mai multe activități diferite pe parcursul unei zile cu diversi copii. Ce faci cu familiile defavorizate din Baia Sprie? Pentru familiile defavorizate avem un proiect în desfășurare, POCU, finanțare POCU, un proiect mare, un proiect care sper o să ajute cât mai mulți cetățeni, în special în zona cartelului Microraion Vest, dar eu mi-aș dori să extindem această zonă, să nu rămânem doar în zona respectivă. Pe lângă faptul că recalificăm foarte mulți beneficiari și cursăm, li se acordă și asistență socială, diverse nevoi sociale le sunt acoperite prin acest proiect pe durata implementării proiectului. Tot în acest program o să finanțăm peste 20 de afaceri, mici afaceri private în zona respectivă, astfel încât să determinăm angajări în zonă și ocuparea cât mai bine a acestor categorii defavorizate. În afară de acel proiect cu pline de turism, ne-ați putea spune, domnule primar, cum v-ați mai gândit să creșteți gradul de valorificare al potențialului de turism din zonă? Da, noi mai avem mai multe proiecte în acest sens. După cum am mai spus, colaborăm foarte bine cu pensiunile din zonă, în special cu Olaru, dar și cu partea veche turistică, baza de la Șuior cu pârtile de schi. În legat de orașul Baia Sprie, dorim o modernizare a parcului central și un transport public. Am depus un proiect pentru modernizarea transportului public cu autobuse hibride, adică electrice. Nu vor fi costuri mult prea mari? Vă veți permite? Da, ele vor fi predate operatorului Urbis, operator unic. Noi doar suntem cei care beneficiem de acest proiect de modernizarea transportului public, respectiv pietonalizarea zonei centrale și creșterea zonei de spații verzi în jurul Bisericii Catolice și a primăriei în partea veche a orașului, unde nu se vor tăia arbori, ci vor fi plantați mai mulți și spațiul verde va crește, respectiv, dar va fi modernizată infrastructura, pentru că vorbim de trotuare foarte vechi, sparte, în urma faptului că s-au introdus diverse utilități. Deci este o zonă unde se necesită intervenție și o modernizare. O lună și câteva zile mai sunt până la începerea școlii. În toată această perioadă ar trebui să existe preocupare pentru dacă mai e nevoie de modernizarea anumitor spații, de întreținerea anumitor spații. Cum stați la capitolul autorizații sanitar-veterinare pentru școli? Avem probleme cu aceste autorizații sanitar-veterinare. Încurajăm copiii să se înscrie la școlile noastre pentru că mai nu asta este problema, este vorba de numărul de copii care, fiind în scădere peste tot, afectează foarte mult unitățile noastre școlare, în special Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, unde numărul de copii înscriși scade de la an la an, scade dramatic, dar nu numai acolo, cam peste tot este această problemă. În Baia Mare nu se vede așa de mult această problemă, pentru că populația este încă mare și sunt școlile aproape una de cealaltă, dar în Baia Sprie sau în alte orășele mici sunt mari probleme în acest sens, se creează, sau mai ales în sate, greu se mai formează câte o clasă ca și număr de elevi.
costul, finanțarea de la Ministerul Educației vine pe numărul de elevi. Și cum mi se pare acest lucru? Pentru că sunt primari care critică. Da, să zic așa, pare just, dar în același timp nu este just, de exemplu, la cheltuielile. Adică dacă nu ai făcut un număr, dacă nu ai un număr de elevi, nu poți să duci... Pare just cu privire la cadrele didactice, adică normal că cadrele didactice trebuie să fie, sunt proporționale cu numărul de elevi, ca și salarizare. Dar, în schimb, pe celelalte costuri, eu dacă am, de exemplu, într-o clădire 75% folosită din clădirea respectivă, eu trebuie să încălzesc toată clădirea pe timpul iernii. Ori Ministerul Educației finanțează doar 75%, câți elevi ai, să zic. Și restul trebuie să contribuie administrația locală. Restul trebuie să contribuie administrația locală. Dacă ajungi undeva la un proces de 50%, deci costurile cu gazul, cu încălzirea, cu întreținerea acestor spații, pentru că clădirile, vechile școli au fost dimensionate la spații și după numărul populației de atunci, foarte mari. Toate aceste costuri și cheltuielile de întreținere, reparații, zugrăveli, cad în sarcina administrațiilor locale, nu suferim în acest moment din acest lucru, dar de la an la an se acutizează această problemă și atunci nu știu care va fi soluția. În ce privește acest liceu auto, care cu ani în urmă a fost foarte renumit, mergeau chiar și elevi din Baia Mare în zona respectivă, pentru acele facilități pe care le avea. Care este situația lui în momentul de față și v-ați gândit la un alt plan pentru această instituție de învățământ, poate chiar și cu mai multe școli profesionale, pentru că tot e nevoie de meseriași? Da, e nevoie de meseriași. Am avut o primă întâlnire și cu investitorii, nu dau nume, din zonă, adică fabrici mari. Se cere forță de muncă calificată în acest moment. Liceul și actuala conducere s-a reorientat și o să avem clasă profesională pregătită pentru ceea ce se cere pe piață. Condiții sunt, profesori buni avem la liceu, se promovează foarte bine acest liceu și în zona de peste deal, unde avea o tradiție și dacă vom avea elevii mai mulți care vor dori să se cazeze, vom reabilita și internatul, vom pregăti și pentru cazare și internatul liceului, să vedem că, pentru că în ultimii ani elevii mulți au preferat să se cazeze la gazdă sau în alte locuri. Sunt solicitări, sperăm ca liceul să crească, să evolueze. Ne dorim acest lucru. Acum vom vedea ce ne rezervă. Gradurile probabilitate la bacalaureat, care a fost? Nu știu să vă spun. Pare rău. Mai a fost redus, a fost... Nu, a crescut de la an la an, a crescut, sigur că da. Vreau să ne spuneți, aminteam de aceste autorizații de funcționare până la urmă, că e o problemă de la un an la altul și foarte multe școli nu au autorizație de funcționare. Sau cele de securitate la incendiu. În Baia Sprie? Mai aveți multe în curs de obținere? Sunt în curs de obținere unele, mai ales cele prin autorizare la incendiu, dar în rest noi nu avem probleme speciale în acest sens. Domnule primar, luna august aduce inevitabil și zilele orașului. Anul acesta, fiind și anul centenarului, aș vrea să știm dacă sunt și alte proiecte în derulare pe anul centenarului sau toate vor fi în cadrul acestor zile ale orașului. Sunt și alte proiecte în derulare. Am inaugurat până acum o troiță în Tăuții de Sus, dar mai avem în lucru și în finanțare o monografie care va studia contribuția românilor din Baia Sprie, Chius Baia, Tăuții de Sus și Satul Nou de Sus la Marea Unire, un studiu care ne lipsea, un studiu în care evidențiază și sperăm că, adică eu sunt convins pentru că am început să văd preliminar acest studiu, va evidenția familiile care cu adevărat au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri. De asta lucrăm și la Casa de Cultură, de fapt, pentru că pe fațadă se va amplasa o placă, pentru că în această Casă de Cultură actuală, fostul Hotel Corona, de fapt, s-au întâlnit delegațiile de peste deal,
Au fost așteptate de delegația din Baia Sprie la parterul acestui hotel, la cafeneaua de atunci, și împreună au plecat mai departe la gara din Baia Sprie, unde s-au întâlnit cu delegația din Șișești, condusă de Vasile Lucaciu. Gara din Baia Sprie, care unde era? Care e sub strada Plevne actuală. Există clădirea gării, e locuit în acest moment, deci mai există această clădire, și toate aceste obiective pentru noi au o rezonanță istorică și încercăm să le evidențiem cu ocazia centenarului. Mai avem un eveniment important în 18 august, odată cu zilele orașului Baia Sprie, dezvelim o statuie impresionantă, o lucrare de artă realizată de sculptorul Mircea Rusu, pe care vă invităm să veniți să asistați și să o vedeți în data de sâmbătă, 18 august. Va fi o statuie cu ce înseamnă? Reprezintă Fecioara Maria ca și ocrotitoare a orașului Baia Sprie, patroana orașului Baia Sprie și a minerilor din cele mai vechi timpuri. Ce le pregătiți locuitorilor orașului Baia Sprie pentru aceste zile? Știu că încă programul nu este finalizat, se lucrează la el. Încă se lucrează. Vor fi câteva nume importante, câteva surprize. Dar ceea ce știu, e adevărat, promovați mai mult anul acesta valorile locale? Da, ca și în fiecare an, în primul rând promovăm valorile locale, dar vom avea și invitați mai speciali anul acesta. Vom avea mai multe evenimente sportive pe lângă clasicul fotbal, tenis de masă, tenis de câmp. Vom avea un cross montan, crossul Lacul Albastru, un cross prin care ne dorim să promovăm valorile orașului Baia Sprie, zona veche, dealul Minei, care aduce traseul pe la Lacul Albastru, respectiv Calbarie, cu întoarcerea în partea veche a orașului, unde vineri seara va fi organizat un mic eveniment cultural. Sâmbătă vom începe în partea de jos, zona noua orașului, manifestările, iar sâmbătă după masă cine va vrea să viziteze pensiunea olarului nostru. Adică să vadă tradițiile din zona. Tradițiile și o nouă locație pe care olarul nostru o pregătește, a făcut o treabă extraordinară în zona veche a orașului, va fi deschisă spre vizitare. Antonia, Mircea Rusu Band v-au confirmat? Da, au confirmat Antonia și Mircea Rusu Band, pe lângă alți invitați mai special, cu acest an mai special, să zic așa, pentru noi ca și manifestări artistice. Va fi în continuare un an greu? Cum l-ați caracterizat față de anul trecut, domnule primar? Din punct de vedere al acestor proiecte, din punct de vedere al fondurilor atrase? Am reușit să depunem proiecte pe toate liniile de finanțare posibile, am depus proiecte, alte proiecte și pe fondurile programului România-Ucraina, pe lângă cele pe fonduri europene, pe POR, unde mai sunt și alte proiecte de care n-am vorbit astăzi, pe care noi le-am depus. Sperăm să câștigăm aceste proiecte. Este foarte multă muncă, atât preliminară în a câștiga o finanțare și a semna un contract de finanțare, dar și ulterior pentru implementarea acestor fonduri, pentru că birocrația, din păcate, este... Deci am reușit ca stat să ne formăm o birocrație extraordinară pe atragerea fondurilor europene, o birocrație cu care noi ne luptăm. Mult mai complicată din ce spun și alți primari față de alți ani. Față de alți ani, față de alte state, vezi Polonia, vezi orice state din Europa de Est, să zic că nu ne comparăm cu restul, noi am reușit să creștem această birocrație, să aplicăm birocrația europeană, cum să nu o simplificăm pe cea românească, ci să le unim împreună și să facem foarte complicată absorpția fondurilor europene. Noi avem un birou de implementare de proiecte și de atragere de fonduri foarte calificat și ne luptăm cu această birocrație și o să învingem această birocrație. Domnule primar, mulțumim pentru participarea la emisiune. Succes în toate activitățile pe care le întreprindeți în zonă. Vom urmări toate acțiunile pe care le aveți acolo și le vom mediatiza la momentul în care va fi nevoie. Și încă o dată, la mulți ani! Da, mulțumesc! Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună să aveți! La revedere!